sau da, ceva? Este depozitat în rămase plastice. De mult? Între vreo 2-3 ani, știu eu, nu știu. Cât de grav este asta? Eu așa ceva n-am văzut. Dar vă spun, așa mobilizarea pompierilor, mai rar am văzut. Când am ajuns eu, era aproape să ia foc rezervorul de gaz nichefiat din benzinărie și erau acolo cu auto speciale, erau roșii la față, deci o mobilizare de genul ăsta chiar n-am văzut. Am văzut zilele astea că s-au mobilizat în Grecia, dar vă spun că într-adevăr avem pompieri. Se simte căldura de la distanța asta? Se simtea căldura de la 50-100 de metri. Și cum? Fumul se vede de la Bucești, de acolo am văzut. Când am ieșit din hotel din Elisabeta, am văzut fum negru, deci de acolo se vede. La ce distanță? Păi de acolo, în linie dreaptă, nu știu cât e, așa, pe drumul sunt vreo 2 km jumate. Din ce am înțeles, îi ajutați pe pompieri în intervenție? Nu, le-am spus că am un lac cu apă aici și îl pun la dispoziție, dacă nu le ajunge apa.